Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov am decis să am două invitate, este vorba despre două fete de nota 10, dar chiar de nota 10. Cristiana Chițu, i-am zis Cristina și înainte de emisiune, Cristiana Chițu și Ana Maria Vartolomei. Bună seara, fetelor, bine ați venit! Poți să aduci și elevi de 10, poți să aduci și elevi de nota 3, dar mai bine aduci pe ăștia de 10 să mai facem un pic de mobilizare așa la nivel național. Rezultatele la evaluarea națională în 2018, mult mai slabe decât anul trecut. Aproape 1000 de elevi nu au reușit să ia note de promovare. La polul opus avem 5 elevi care au luat 10 pe linie, toți de la Colegiul Național Andrei Șaguna, 2 la mine în studio. Sunt foarte stresate fetele astea, că vă spun înainte de emisiune, mă întreb, și dacă ne blocăm, ce facem? Și n-ai zis, vă dau afară din emisiune, foarte simplu, ce să mai stai... Dacă v-ați blocat, gata, la revedere. Nu mai e ca la un examen, frate, e ca la un examen dur. Evident, glumesc. Eu sunt doar curios, în primul rând, de ce v-ați dus la Șaguna? Pe rând, așa, hai să vedem, Cristiana. Nu știu, mama mea mi-a sugerat și n-am regretat decizia. Am mers ca să învăț mai bine, am auzit că sunt profesor foarte bun și într-adevăr este așa. Și am auzit că colectivul este unit și că este acel spirit șagunist și de asta am venit la Șaguna. Da, într-adevăr, spiritul șagunist rămâne. Eu sunt un pic invidios, știi că eu sunt unirist și mă rog. Și spiritul unirist e ok, dar parcă nu e așa că la șagunist și atunci tragem și noi tare acum. Tu, Ana Maria, de ce ai ales să mergi la Șaguna? Asta vorbim de clasa 5-a, da? Uh-huh. Am ales Șaguna datorită renumelui pe care îl are, datorită faptului că mi-am dorit să fac mereu performanță și datorită părinților care aveau cunoștințe, care tot terminaseră Șaguna și au fost foarte mulțumiți de rezultate. Da. Părinții au un cuvânt greu de spus, nu? Cel puțin la clasa 5-a nu prea ai ce comenta, nu? Cuvântul e doar al lor. Doar al lor, nu atunci. Nu contează, și profesorii ne ziceau că nu contează ce vrei tu în clasa 5-a, dacă părinții vor ceva, ori o să te oblige, de fapt nu obligat, o să te în sensul convingă, dur, o să te convingă. Exact. O să te convingă și o să te facă să crezi că ce vor ei este cel mai bine. Și într-adevăr este. Păi să știi că este, da, exact. Într-adevăr, ce vor părinții este cel mai bine. Problema, sau mă rog, greșelile apar atunci când își dorești ceva, poate prea mult pentru copilul lor. Evident, orice părinte își dorește ce e mai bine pentru copilul lui, dacă se poate să ajungă un savant renumit într-un domeniu oarecare, este foarte bine. Dar, dincolo de toate, trebuie să vedem un pic și ce poate, de fapt, copilul respectiv. Probabil că și voi ați făcut generală, unde ați fost? 1-4? La Honterus. La Honterus și tu? Și eu la școala 6. La școala 6. Probabil că ați avut și colegi în clasă care au rămas în continuare la Honterus, respectiv la școala 6. Este foarte bine, școala se face peste tot, nu? Da, dar e diferență mare. E diferență mare. Ia să vedem, note. De ce e diferență mare? Că voi probabil că mai vorbiți între voi. La note e diferență foarte mare și la examen s-a văzut diferența dintre școli și colectivul, într-adevăr. Te mobilizează clasa, ca să zic așa? Ca să... Adică nu vrei să fii ultimul, nu vrei să fie rușine, nu? Exact. Este o concurență permanentă între noi. Da. Și o concurență foarte bună. Voi sunteți în aceeași clasă? Da. Mă înțeles. Deci când zici o concurență permanentă între noi, vă referiți strict la voi două. Nu. Mai aveți vreun 10 în clasă? Din cei 5 sau numai voi două aveți 10 din clasă? Avem o singură clasă la Șaguna. Deci toți sunteți în aceeași clasă. Am înțeles. La un moment dat nu erau două, eu parcă așa amintesc. Erau două la partea asta de 5-8. Și acum este o singură clasă. Da. Și din clasa asta, după evaluarea națională, rămân toți la Șaguna? Sau sunt unii care se mută și la alte licee, colegii naționale? Toți vor să rămână. Toți vor să rămână? Da. Dar rămâne de văzut acum, nu? Sau cum e? Da, cred că rămân toți. Am înțeles. Da. Ceilalți trei ce au făcut ca să ia 10 și pe urmă vă întreb și voi ce ați făcut ca să luați 10. Dar spuneți-mi ce au făcut ceilalți trei. Cred că toți am făcut același lucru, multă muncă. Da. Și multă mobilizare în ultimele luni, când era cald, mai mulți copii plecau la mare sau la munte, plecau în excursii și noi trebuia să rămânem să învățăm. Și rezultatul a fost pe măsura așteptărilor până la urmă. Da. Ceilalți trei fete, băieți, cum sunt? O fată și doi băieți. Da. O fată și doi băieți, deci trei fete, doi băieți de la Șaguna au luat nota 10. Mare lucru, să știi, după părerea mea. Bun, și acum o luăm așa, pe... Ce a însemnat anul ăsta pentru tine, Cristiana? Ca și muncă dedicată strict
examenul ăsta, mă rog, evaluare națională, cum se spune. A însemnat multă determinare, multă ambiție, meditații, trebuie să recunosc, și multă muncă individuală. Deci, fără chestia asta, nu reușeai să iei 10 nici cum, nu? Fără meditații? Nu, fără meditații, fără muncă. Meditațiile, cred că fac parte așa din muncă, efectiv. Da. Sunt și copii care, sau colegi de-ai voștri, care nu fac probabil meditații, dar ei se mobilizează, poate, singuri, nu? Da, există. Dar eu, sincer, nu reușesc acest lucru și am nevoie să mă împingă cineva de la spate. Am înțeles. Din când în când. Foarte tare. E bine că recunoști, știi că nu multă lume recunoaște. Nu, am făcut ca să aprofundez materia, sigur. Dar noi știm adevărul adevărat. Da. Ana Maria, anul ăsta ce a însemnat pentru tine? Adică mă refer la septembrie 2017 și până acum, în iunie 2018. Într-adevăr, multă muncă și determinare, multe ore de stat și de... Pur și simplu m-am holbat la niște probleme la care nu le-am găsit încă răspunsul. Într-adevăr, a fost greu și au fost perioade în care pur și simplu îmi venea să renunț. Nu știu la Cristiana cum a fost, dar au fost perioade grele. Dar, într-adevăr, cum am și zis, concurența dintre noi și faptul că ne susținem reciproc în clasă și profesorii foarte importanți, ne-au susținut foarte mult, ne-au ajutat când le-am cerut și a însemnat muncă multă. Ați renunțat la lucrurile pe care le făceați, să zicem, în clasa a șaptea, în clasa a șasea, când era mai mult timp liber, a trebuit să renunțați? Da, clar. La ce ați renunțat? Ia, pe rând, la ce ați renunțat? Eu nu am mai apucat să fac pian atât de mult, făceam de mai multe ori pe săptămână și cântam și acasă suplimentar, n-am mai apucat să fac. Am renunțat la excursii, la mersul pe jos acasă după școală, a trebuit să vină părinții să mă ia și să mă ducă direct la meditații. Deci s-a scurtat timpul. Exact. Sport? Ați mai apucat să faceți? Mersul la pe jos s-a terminat din momentul ăla, gata. S-a terminat tot. Da, noroc că e o perioadă în care kilogramele nu se pun așa ușor. Da. Tu, Cristiana? Și eu am renunțat la dans, făceam mult, și la canto. Am mai reușit așa să strecor câteva ore de dans, dar nu se compară cu ce făceam anii trecuți. Și din câte am înțeles, tu aveai o relație, să zicem, cu orga de la Biserica Neagră. Da, erai da. În rândul 2 acolo, da, după Erschland. Da. Și ai renunțat? Anul ăsta chiar n-am mai apucat. Am stat cu burta pe carte, cum să zice. Am înțeles. Da, cred că fără implicarea asta totală, nu poți să ai un rezultat fabulos. Pentru că 10, într-adevăr, e un rezultat fabulos. E maxim. Mai mult de atât nu se poate. Deci ca să iei 10, înseamnă că te-ai pregătit într-adevăr și că, uite, Cristiana Chițu, Iulius Eugen Pomponiu, îl cheamă? Pomponiu. Voi ziceți Pompo, probabil, ce ziceți voi cumva. Ana Maria Vartolomei, Alexandru Chiorean, Gabriela Teodora Cârjan. Adică niște copii au reușit să se mobilizeze atât de bine și vorbim aici totuși de copii de clasa 8-a, nu vorbim de copii de clasa 12-a, care, așa ca o paranteză, mult succes, că a început bacul. Da. Jalea națională este, evaluarea națională și, pe urmă, jalea națională. Din păcate, așa cum vă spuneam la început, rezultate mai slabe decât anul trecut. Au fost subiectele grele. Voi probabil că ați comparat, nu, un pic subiectele. Da. De câte ori ați făcut subiectele de anul trecut? Așa numai ca să vă puneți la curent. Ia zi. De multe ori. Nu le-am numărat, dar chiar de multe ori. Să fiu sigură că nu mi-a scăpat nimic. Da. Și cum au fost subiectele de anul ăsta față de cele de anul trecut? Au fost mai grele, mai ușoare? La română, după părerea mea și cred că și a Cristianei, au fost mai ușoare decât ne așteptam. Bun, hai să vedem la română. Ce a fost la română? Genul epic. Am înțeles. Mult mai ușor decât genul liric, unde subiectivitatea este mult mai ridicată. La genul liric, cum au fost colegii de anul trecut care au reușit să ia 10 la română, a fost incredibil. Da, a fost absolut. La genul epic, într-adevăr, este mai ușor. Nu mai este atât de subiectivă discuția. Da, și acolo, au fost cele mai ce a vrut autorul... Despre a spus. Asta am povestit și noi, exact. că despre ce a spus poetul e altă poveste, da. cu siguranță. Într-adevăr, mi-amintesc, noi la clasa 8-a n-am avut un astfel de examen, am avut un alt fel de examen, să zicem, dar
mi-amintesc, la BAC, mult, totuși nouă ni se părea mai ușor pe partea asta poetică, pentru că acolo puteai să mai bați câmpii un pic. Da, adevărat. Adică la poeți mai veneai cu ce ai mai învățat pe la filozofie, mai serveai niște lucruri de genul ăsta și profesorii mai din milă, mai din înțelegere, mai poate n-aveau chef de tine, îți mai dădeau o notă mare, că, da, mai ales dacă erai pe subiect. Dar la vorba ta, la genul epic, bă, lucrurile sunt clare acolo, da. Nu prea ai ce să... Ai învățat și expui. Dacă n-ai învățat, n-ai ce să expui. Și atunci se văd rezultatele. Iar la matematică? La matematică a fost mai complicat. Da? Mi s-a părut mult mai complicat decât... Bine, dificultatea subiectelor pentru noi, cel puțin, nu a fost atât de ridicată, deoarece ne-a zis și domn profesor de matematică, fiecare test pe care l-a dat a fost mult mai greu decât evaluarea. Dar știi că ăsta, de fapt, poate să fie un lucru rău? Da. Da, pentru că te duci acolo, relaxat, da. Zice, lasă-mi, stai liniștit că e mai ușor acolo. Și voi cum v-ați dus? Cu stres, cu relaxare? Am avut atâtea emoții înainte încât în ziua examenului efectiv n-am simțit nimic. Eram atât de panicată încât nu simțeam nimic. Pur și simplu m-am dus, am văzut subiectele și atunci m-am relaxat total. Am văzut că nu am de ce să-mi fac griji. Exact, exact. Și tu ai simțit la fel? Ai plecat de acasă cu stres no. Și când ai ajuns cu foaia în față... Hai, domnule, că pe astea le-am servit de mult. Nu, eu m-am stresat cu o zi înainte pentru că nu aveam emoții suficiente. Da? Asta a fost o problemă. Eram convinsă că o să-mi fie foarte frică. Intrase în blocajul ăla de care ziceai cu emisiunea, nu? Și dacă intru, mă blochez în emisiune, s-a terminat. Exact. Da, v-ați făcut, cum să zic, ați dat dovadă de concentrare foarte mare, dau eu seama de aici, cu niște note, așa cum spuneam, maxime, frate. Deci mai mult de atât nu se putea. Și renumele colegiului vostru național, locul unde învățați, a crescut cu lucrul ăsta. Mă rog, 5 note de 10 la evaluarea națională, singurul colegiu cu notele astea. N-au mai fost, nu? Nu. Atunci, cine are 10 și la gimnaziu, în cei 4 ani de gimnaziu? Eu. Da? Teodora și Iulius. Tu, Teodora și Iulius. Ai început cu tine, așa îmi place. Așa cum știi, Teodora. Teodora, a, Teodora, Gabriela Teodora Cârjean, da? Da. Voi ați avut 10 pe linie, da. Curat. Da. A fost greu, o provocare, mai ales în clasa 8-a, nu... Nu credeai că o să mai faci asta, nu? Credeam, ori fizica. O să-ți dea de lovitura de grație? Da, ori matematica. Pentru că ne și zisese domnul profesor că o să fie mult mai complicat. Dar, nu, ne-am descurcat până la urmă. V-ați descurcat. Ce ați studiat voi la fizică în clasa 8-a? Legea lui om? Aoleu! Nu am și uitat! Nici eu nu mi-am aminte fizica de a 8-a, dar cred totuși că era vorba despre om, Arhimede... Băiețe, cine? Kirchhoff. Da. Cred că era ceva cu termodinamică. Termodinamică? Sincer, numai în a 8-a am reușit să înțeleg fizica, da. Cât de cât. Deci exact. Chiar anul ăsta am înțeles-o. Ai înțeles-o că a trebuit să o înțelegi, da, nu? Da, da. Tu de ce n-ai avut 10? Unde ți-a venit matematica. Lovită? Matematica. Întotdeauna, în fiecare an. Și neașteptat și nimeni n-a crezut, da. Ai luat 10 la matematică, da. La evaluarea, da. Națională, nu? Ei, cum? Ne așteptam la... Hai să vedem acum una despre cealaltă. Te așteptai la Cristiana să ia 10 la matematică? Da, de ce? Mai ales după ce am vorbit cu ea despre subiecte. Eu aveam puține dubii că ratasem vreo etapă sau... Ea, în schimb, total relaxată, am văzut-o pe față, părea super sigură. Era, de fapt, și... blocată, săraca, nu reușea să... Nu, era stăpână pe situație, eram convinsă că o să ia notă mare. Notă mare? Asta și cred că a avut, da, 10. Hai că notă mare. Tu știi că și eu am fost convins că o să iau 10 la BAC, la mate, și am luat, cred că am luat 9,75, că am lăsat un, am sărit o etapă, am lăsat un an demonstrat și ăla n-o să-l uit toată viața, mi-a dat lovitura de grație. Bine, nu că eram eu vreun îndrăgostit de matematică, ne înțelegem. Da, așa a fost să fie. Și dacă erai la Unirea și îți mai și plăcea matematica, erai... Vedeta școlii, că nimănui nu-i plăcea matematica la Unirea, n-avea nimeni nicio treabă. E pe limbi străine, nu? Da. Și limbi străine, da, și matematica era o limbă străină, nu e o problemă. Dar așa a fost să fie atunci. Ce credeați voi despre meditații înainte să vă apucați serios de treaba asta?
Ce-ți ai, domnule, că nu ne trebuie nou. Învățăm la școală și cu asta basta, nu? Sau? Nu, eu am vrut să fac meditații, cel puțin la matematică. Te simțeai tu așa, nesigură sau ce? Da, da. Ah, okay. Dar la română n-am simțit nevoie, am zis să fac, pentru siguranță. Să nu cumva să existe vreo scăpare. Scăpare, da. Da, da, da. Și Ana Maria. Tot din siguranță. Numai să fiu sigură că lucrez în plus și că nu există ceva care mi-ar putea pica și să nu știu să rezolv. Am înțeles, da. Lucratul ăsta în plus îl face toată lumea de principiu. Îl face acasă, nu lucrezi în plus. Fiică mea are, intră clasa a treia. Deci ce are o problemă cu matematica? De partea cealaltă baricadă față de mine. Chiar îi place matematica și tot mai face ceva. O gaista matematică, nu știu ce. Lucruri de astea în plus, să zicem. Eu înțeleg și nu prea înțeleg, adică încă nu pun presiune pe ea și asta cred că ar trebui să facă toți părinții, să înțeleagă că deocamdată nu este momentul să pui presiune reală sau presiune un pic la alt nivel pe copil. De asemenea, nu-s de acord nici cu asta, ați auzit de chestia asta cu școala acasă, să faci școala acasă cu mama și cu tata. Credeți că e posibil, apropo? Nu, sub nicio formă. În primul rând, pe lângă faptul că te duci la școală și, într-adevăr, e concurența, pentru că am zis încă de 3 ori de concurență. Asta e importantă și important și pur și simplu că socializezi cu alte persoane. Că mai schimbi o idee, frate, o vorbă mai... Nu stai toată viața în casă cu părinții. Bine, ar putea fi bine dacă, nu știu, ai o răceală și... Da, bun, acum că dacă ești răcit, dar și așa, uite, după părerea mea, eu am stat, la un moment dat am fost răcit și am stat acasă. Am stat o perioadă destul de lungă. Eram prin clasa a treia și vreau să zic că era foarte important pentru mine că veneau colegii mei să-mi aducă lecțiile de peste zi, temele și aia. Mai schimbai o vorbă cu cineva. De ce o să ziceau mai câte și cu taică tu să ia temele de la învățătoare? Pentru că și le dădea acolo ce a dat la toată lumea și cu asta basta. Lipsa unor explicații cred că nu este favorabilă. Acum, mă rog, oamenii mari aici, vorbesc de oamenii mari, pentru că tot discutam că iau decizii și pentru cei mici, iau decizii, ei zic în cunoștință de cauză, hotărâți. Tu ai zis de vreo 3-4 ori partea asta de, sau ai pomenit concurența asta. Mulți zic că nu e bună. Cristiana, stai să auzim părerea Cristianei că tu ești cu concurența, eu e clar. Clar te stimulează să înveți mai mult și să fii, nu neapărat primul, dar să fii acolo în vârf. Înțeles. Unul tot va fi primul. Da. Da, acum uite, de exemplu... E mai greu să fii tu primul. Totdeauna e mai greu să fii tu primul, unul va fi mereu primul, asta e clar. Întotdeauna pleci de la premisa, bă, stai, întotdeauna va exista unul mai tare decât mine. Dar atunci când ai 10 pe linie, 4 ani și mai ai 10 și la evaluarea națională, greu mai poate să spună cineva, bă, am bătut-o, bă, sau l-am bătut pe, nu? Dar concurența asta, cred că, într-adevăr, poate stimula. Dar aici, foarte important, și aici voi puteți să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu, este important cum abordează profesorul la clasă situația. Adică, băi, Popescule, pune-mă și mâna și învață că nu o să ajungi pe Vartolomei în viața ta. Știi? Da. E dat cu bățul în cap omului respectiv, copilul respectiv. Da. Așa, dacă lași lucrurile să se dezvolte natural, concurența asta e naturală. Da. Nu este impusă sau... Nu, e... Vine de la noi. Exact. Înțeles. Și ați fost 5 cu concurența în freză până la finală. Da, da, a mai fost unul, Alex Ștefan, tot șef de promoție, 9.95. 9.95. Ce-o fi făcut în asta? O explicație, nu? O explicație. Și era atât de aproape și când am văzut rezultatele, eram eu 10-10 și el 9.95. Da, da, săracu. La matematică. Tot la matematică. Acolo e, da. Știi care e chestia? Apropo de relaxarea aia de care discutam noi. Dacă la limba și literatura română relaxarea poate să existe sau să nu existe, să afecteze rezultatul sau să nu-l afecteze, la matematică relaxarea poate să afecteze rezultatul. Așa cum mi s-a întâmplat și mie și băiatul ăsta de care zici. Ne-am relaxat, știam subiectele, ne grăbeam să plecăm la iarbă verde. Și am zis, băi, repede, 45 de minute, o oră, atât am acordat examenului de matematică la bacalaureat. Foaia, am zis, bă, intrăm și am plecat. Am făcut ciorna și când am trecut de la ciornă pe partea cealaltă, la curat, cum ziceam, nu știu cum ziceți voi acum, când am trecut pe foaia de examen pe curat,
a lăsat un an demonstrat, pe care îl demonstrasem undeva acolo, știi, într-un lateral, dar evident rezultatul a fost ok, numai că trebuia să spui, au ăla, de ce e așa și nu e altfel. Și se întâmplă, dar la matematică, într-adevăr, relaxarea nu prea are ce căuta. Nu, nu are. Și el s-a relaxat, băiatul ăsta, nu? Da. Acum nu îi pare rău. Da, a plâns 5 minute, s-a enervat, s-a ceva. N-a plâns de nervi, eu am plâns de nervi odată. Am luat o notă de 4 pe la geografie, dar asta pentru că ne-am distrat noi prin clasă, am făcut și eu și profesoara a vrut să fie mai dură un pic și ne-a scos la tablă și ne-a demonstrat că nu știm, că orice profesor îți poate demonstra că nu știi, dacă vrea asta cu adevărat și trece într-o extremă. Și mi-a dat 4, eu eram bunicel așa la geografie, mi-a dat 4, m-a lăsat în bancă, m-a așezat așa și am început să plâng. Mă uitam la nimeni, stăm așa și plângeam de nervi. În gașca asta, în clasă, lucrați împreună, ați lucrat împreună, ați reușit să faceți asta sau nu e, n-a fost cazul? Apropo de, hai, vă cărdeți, vă uitați una la alta și râdeți. Deci nu învățați împreună nici cum, a? Nu, e foarte greu să te concentrezi când ești cu prietenii. Da? Mai bine lucrezi individual. Mult mai bine, nu? Da. Așa, când te mai auzi, mai scapă mâna pe telefon, hai să mai vedem o melodie, hai să ceva, nu? De exemplu, am mai întrebat-o pe Ana din când în când, cum ai făcut la punctul ăla, cum ai făcut problema aia, sau am mai rugat-o să-mi dea tema, dar de lucrat împreună așa ca lumea nu se poate. Nu se poate, nu? Nu. Am încercat odată, eu cu o colegă pe videochat. Nu a mers. Am stat 5 minute, am făcut teme și după m-am trezit peste o oră vorbind despre... orice altceva. Exact, exact. Ce o să faceți acum de la clasa 9? O să dați înapoi să recuperați timpul pierdut în clasa 8-a, mă refer la timp pierdut pentru voi. Mm-hmm. Tot pentru voi este și școala, by the way, dar ca principiu ar trebui să recuperați ce ați pierdut la capitolul pasiuni extrașcolare. Asta faceți? Vă pregătiți? Da, chiar... Ia, să aud niște planuri așa apărând de la voi. Ce faceți, în primul rând, ce faceți vacanța asta? Fac tot ce n-am apucat să fac în anul ăsta cât am stat să învăț. Ai așa un soi de încrâncenare și disperare în voce. Da, să ies cu prietenii, să mă relaxez, să mă distrez pur și simplu. Fără să-ți mai pese de nimic, nu? Da. S-a instalat așa relaxarea aia pe care o simți după examen? Da, când n-am nicio temă de vacanță, totul e bine. Ce temă poate să-ți dea de la 8-a la 9? N-au ce să-ți mai facă, gata, te-au pierdut un an de zi, o vacanță, n-au ce să-ți facă. Ana Maria. Același lucru. Pur și simplu să simt că am terminat cu școala, să simt că mă pot detașa în sfârșit de tot ce înseamnă teme, lecții, stres. Stres. Ai jucat basket, ai notat, ai ce, da, acum ce faci? În anii trecuți. Acum aș vrea să mă apuc de not, din nou. Și de basket nu. Nu de basket. Nu-ți mai e dor de basket? Nu. Mă gândeam, în schimb, din clasa noua, cu Cristiana, să ne apucăm de scrimă. Da, da, foarte tare. Da, bravo. Sună interesant și... Rareș Dumitrescu, brașovean, antrenor de scrimă. Da, exact. Cred că abia așteaptă să aibă niște eleve de 10 la evaluarea națională, care sunt atât de... Că, știi cum e? Și în sport, seriozitatea din sport, seriozitatea care nouă ne lipsește românilor. Nu știu dacă ați observat, avem puține rezultate sportive remarcabile. Halep, numărăm pe degete, da? De la Nadia Comăneci încoace, foarte puțin. Un pic prin handbalul masculin la un moment dat, un pic prin handbalul feminin, să zicem că am avut chiar titluri de campioni mondiali și așa mai departe, dar subțiri de vară, nu, n-a ținut 3 ediții la rând. Și în rest, nu prea avem cu ce să ne lăudăm. Ne lăudăm cu niște performanțe, acum vreo 6-7 ani, Sorin, colegul meu, cred că știe mai bine, pe la not, nu era fata aia din Brăila care a fost campioană olimpică, cred. Mihai Covaliu la scrimă, brașovean, așa, campion olimpic, campion mondial. Rareș Dumitrescu, cred că a fost și el campion olimpic, nu? Nu, vicecampion olimpic. Puțin, știi? Și atunci, cred că niște copii ca voi, serioși, din toate punctele de vedere și concentrați, din toate punctele de vedere, atunci când vine vorba de obținerea unui rezultat, pentru că, până la urmă, și asta, sportul minții și matematica, asta e și un sport. Și da. Limba și literatura română este un sport. Uite, este doamna Dăncilă, care la sportul ăsta, Doamne ferește, să dea ochii cu un copil de clasa 8-a, adică ce am făcut? Da.
Ce ar putea să le spună? Nu știu, ce ar putea să le spună unor copii de clasa 8-a de la Șaguna? O întâlnire primul ministru cu cei 5 copii de la Șaguna care au luat nota 10. Ei, hai, ne mai distrăm un pic? Nu. Asta e, ce să mai facem? Și să aveți rezultate bune și în sport. Eu cred că o să mai povestesc cu voi peste vreo 4 ani când o să fiți campioane olimpice la scrimă. Ce are, domnule? Da. Nu pot decât să vă doresc o vară frumoasă. Stai că vreau să vă mai întreb ceva. Care a fost reacția părinților voștri la citit 10, 10? Se așteptau, nu? Cumva se așteptau. Era nasol dacă scria 7, nu? 10 era, 10 era normal, 7 era nasol. Tatăl meu știa sigur că o să iau 10. Era mai sigur decât mine. Mama mea a fost foarte fericită. De exemplu, bunicul meu a izbucnit în lacrimi când a aflat. Vârsta. Da. Emoțiile, da. La tine, Ana Maria? A plâns cineva? Tata, cred că era pe punctul de a plânge. M-a sunat imediat cum s-au afișat rezultatele. Abia mă uitam și eu pe rezultate și n-am apucat să văd pentru că m-a sunat și am zis: tata, lasă-mă puțin să mă uit. Și 10-10, gata, hai, te las, pa. 10-10, te las, gata, pa. Da. Vă doresc să aveți o vară frumoasă. Mulțumesc. Vă meritați din plin. Pe urmă o să vină clasa noua. Acum, din experiență, are lachii. Deci nu e. Voi trebuie să fiți implicate și conectate, da. Da? Să aveți note foarte bune și aia, dar atunci și clasa 9. A 10-a, iarăși, ne mai concentrăm un pic, dar nu mai mult ca la 9. A 11-a începe să instaleze jalea și clasa 12-a este examenul de maturitate, cum zic oamenii ăștia, bacalaureat. Încă o dată, succes celor care au început examenul de bacalaureat. Felicitări pentru Cristiana, pentru Ana Maria. Invitatele mele astăzi, două eleve de nota 10 de la Andrei Șaguna, 10 la evaluarea națională. De asemenea, vreau să-i menționăm și pe Iulius, și pe Alexandru, și pe Teodora. Voi ziceți Teodora, nu ziceți Gabriela, nu? Da, Teodora. Teodora. Și pe Teodora, cei 5 copii de 10 în județul Brașov. Foarte bine, frate, foarte bine. Bravo. Până la urmă, cu asta ne mândrim. Să aveți o după-amiază plăcută. Doamne, domnișoarelor, domnilor, rămâneți alături de RTT. Eu sunt Dan Ghiță.